șterge de aici. Păi și dacă e muncă? O să lăsăm așa pur și simplu. Bine, hai, iar. Hai, apucă de el. Apucă, vine. Ți-am zis să conduc eu doar. Nu, asta eu ți-am zis. Ți-am zis nu goni. Asta eu ți-am zis. Păi nu ți-am zis că e alunecos? Zi, ți-am zis sau nu ți-am zis? Bun, zi ce-i de făcut acum. Doamne. Tu l-ai lovit. Cum eu? Tu, cine altcineva? Cum eu, mă? Tu, tot timpul minci te fofilezi. Eu? Tu l-ai lovit, tu. Tu-i țăcănit de tot, mă? Doamne, ce târfă. Târfă. M-a făcut târfă. Târfă, mă? Da, mă, și? Am să trag, nu ne mai vedem. Nu ne mai vedem? Nu ne mai vedem. Nu, ca... Da, am hotărât eu. Că așa ai hotărât da, tu, nu? Da. Bine, mă bucur foarte mult. Și da. La fel. M-ai băgat în căcatul ăsta până în gât. Du-te în pizda, mă. Da? Da. Bine, mă duc. Du-te. Mă duc. Da, du-te. Uite cum du-te. Mă duc. Bine zicea mama, mă, că un ticălos te lasă când ai mai mare nevoie de el! Bine că mă las singură cu asta! Încară-te, ticălos! Nici nu știi că m-a culcat cu Nicolae! Ce-ai zis, mă? Hă? Ce-ai zis? Te-ai culcat cu bărbata, tu mă zite! Te-ai culcat cu el, mă! Bă, tu l-ai ucis pe ăsta, mă! Da! Da, eu! Ți-e mai ușor acum, mă? Ești o muiere căcăcioasă, nu un bărbat. Nimic nu ți-asumi. Zici mie de unde a apărut ăsta? Drumul era pustiu și într-o dată a apărut, a căzut din cer, efectiv! Ai văzut doar! Nu, eu n-am văzut nimic, eu eram în dreapta și fumam, lasă-mă-n pace! E plin de sânge! Băi! Nici eu tocmai am omorât un om, tu te lici! Încetează-mă cu istericalele astea! Nici bărbatul meu! De 1000 de ori mai bun decât tine. Știi ceva? Hai să mergem. Hai să mergem. Dă-l dracu, lasă-l aici. Unde să mergem? Mergem la restaurant. Păi unde mergeam? Dă-l dracu, nu e viu. Nu e viu, l-ai tărât 200 de metri pe autostradă. Dă-l... Hai să mergem, hai. Hai să mergem. Hai mai repede. Mamă, i-au zburat jumătate din creier. Bine l-au mai aranjat. Bine că am apucat să frânez. Încă puțin și aș fi dat peste el. E mort. E țeapă. Eu nici nu l-aș fi observat. Puteam să jur că... Viața e ca o închisoare. Din ea doar mormânt poți ajunge. Cât sânge ferar să fie. E numai vina lui, da? Ce pizda mă-ți căuta pe aici? Hai să mergem, Baclan! Așteaptă un pic, cred că-i viu! Ei, pe dracu!
E viu, uită-te! E mort! E viu! E viu, parcă respiră! Hai că să rămuri și fără noi, hai odată să merg! E viu, mă, parcă vrea să zică ceva! E, pe dracu, s-a bășit! Cum adică? Cum se bășesc toți, așa fac toți morții când se bășesc ca să lasă spiritul opricut! Hai odată să mergem! Uite, e viu! Baclan, parcă șoptește ceva! Baclan, nu fi prost, ăsta milită de mult, hai odată să mergem! E viu, mă, uită-te, îți băgnește sângele din arteră! Bă, mă doare fix în cur dacă e viu sau mor, da? Viața trebuie savurată cât ești cald, hai odată! I-a trebuit chemat o ambulanță! Bă, tu ești prost, mă? Adineaurea a lichidat 7 oameni și acum vrei să chem ambulanța pentru boschetar? Ce tot trâncănești acolo? Ăsta pare om cu secade de spune, ar trebui chemată o ambulanță. Bă, dacă era om cu secade, n-avea căutat, n-avea și căutat pe aici, da? Bă, și noi goneam ca nebuni. Hai, mă, bag, clare, mă. Piciorul! Ce cu piciorul? I-a tremurat piciorul! I-a tremurat fix pula că s-a excitat de moarte! Bă! Bă! Curcanii sunt pe urmele noastre și pe bagaj avem 100.000 și tu stai aici să-mi plângi mortul? Ce-ai zis, mă? Baclan, ție de la tata iarbă ți s-au încins creierii. Mai zi o dată ce-ai zis. N-am timp de explicații. Poliția e pe urmele noastre, da? Evadare, spargere și acum ne bagă și pe asta pe gât. Hai odată să mergem! Mă atacă-ți gura, mă sătura de gura ta stricată. De 5 ani o tot ascult. Ce spui, Baclan? Ce? Te crezi important? Vei face cum spun eu. Da? Cine zice? Eu sunt Max. Și eu fima Baclan. Da? Da. Și? Și atât. Răspuns. Bineînțeles. Jură-te. Jură tu. Te caci pe tine! Ba tu te caci pe tine! A? A? Ce faci, mă? A? Hai, urcă de mai repede mașină, dacă nu, îți zbor creierii, înțeles? Du-te, mă, dracu! A! 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 Hai că eu nu las prieteni în urmă, hai odată! Hai că vrei poliția! Poliția! Ăștia. Cine? Cum cine? Cine? Porșii ăștia. I-am zis fermierului ăsta că dacă își mai lasă porșii liberi, îi trag una în râd. Dar el nu, îi lasă flămânzi și cum văd câte un drum, ăștia sar în fața mașinii, că zici că sunt canguri, nu porci. Aoleu, așa le rasa, și să faci. Fai, le-ai și urâtă lovitură, le-ai și mi-ai pula mașină. Mașina-i nouă, dar... Cum e nouă, mă? Ia-te bară, ia-te fară, băi. Domnul Cotenie, să fie ăsta porc. Mai avem ceva de băut? Așa. Păi, dacă te-i șansă, e?
12 și un sfert. Păi și repede treci. Ce faci ai? Stai degeaba. Ia verifică-l și muierii, bărbat, e? Parcă ar fi bărbat. Parcă. Ei, parcă, parcă. Dar nu te uitai la drum. Ce făceai? Unde te uitai, e? Te-am spus că mă uitam la drum, dar parcă au căzut din șer. Ia auzi că fii și pasări acum. Eu vă cred, domnul Cotenie, dar... Da și, da și, eu și bine l-ai aranjat. E. Poate o fi unul dintre ei doi care au spart banca. Ia. Ei, ei, ei. Nu credei? Ăsta are mutră de om cum se cade. De. Ce faci ai? Unde te duci? Unde te duci? De ce să raportezi? Dar nu trebuie. Firește că trebuie. Că normal că treaba noastră e ca legea să fie respectată. Și legea e ca moara. Moara fără apă nu lucrează. Și noi suntem ca apa pentru lege. He? Nu sunt chiar probabil un avertisment, nimic mai mult. He, așa crezi tu, ei, că-ți dea un avertisment. Păi dumneavoastră, domnul Cotenien! Eu și eu. Mă scuzați! Așa. Ieri ați lovit 3 persoane și nu vi s-a întâmplat nic. Poate ați primit și mențiune. He, legea noastră... E ca tata, ei. Nu fute decât selectiv. Păi și eu de ce să fiu ținutul domnul Cotenien? El era într-un loc nepermis. Hei, o să vină ăștia și o să te întrebi. Ai băut? Ce le zici? Ce le zici atunci, he? Un polițist beat la volan e ca un iepuri cu sâții, ei. Așa ceva nu există și nici nu trebuie să existe vreodată. Bine, și atunci noi ce facem? Cum noi ce facem, măi? Tu ce faci? Că ai dat el și l-ai omorât? Fă, ăsta e un fleac, ei. Dacă erai beată la volan, ulele. Păi da, câți copii ai, e? 3. Da, și îți mai place munca, ei, îți place munca. Dar poate că mai trăiești. Da, firește că trăiești. Eu te ochii pe acolo, când ai călcat. Cred că ai și călcat pe ei. Aoleu. Domnul Cotenie, pot să mai iau și o gură? Ia, bă, e șefătoare, ia. Ei, da, cât timp a trecut ai de când suntem noi aici? 5 minute și 48 de secunde. Tăi, și repede treci timpul. Și n-a trecut nici o mașină, a? Da, deși? Păi, drumul ăsta e închis. Uite, uite semnul pe gard acolo. E închis? Închis, clar că închis. Deci, ai cugeat... Ai te gândit destul, ei, zi. Ce mai faci? Mai stăm mult aici? Hai să mergem acasă. Hai să mergem și cu el ce facem? Ce să faci cu el? Ce faci? Mă lăsăm aici. O lăsăm aici? O lăsăm aici, nu ne aparține, nu e a noastră. Nu ne aparține? Nu, e prima dată când îl văd, n-am eu treabă. Vă mulțumesc, domnul Cotenet. Să trăiește, șefătare. Ia. Vă mulțumesc. Hai să mergem. Dar conduc eu acum, da? Ca să nu mai conduc. Hai să mergem. Thank you.
Nu! Uite-te, Zveta, l-am lovit. Unde? Nici măcar n-ai ajuns până la el. Întreabă-l pe el. Poate știe el ceva. Domnule! Domnule, nu vă supărați. Știți cumva unde este intersecția? Se pare că ne-am rătăcit. E mai jos sau mai sus? Domnule! A, uite-te și tu, el doarme. Pe șosea! Ia uite, a spart și un borcan cu dulceață? Oare o fi cumva de vișine? Zveta, toarce-te, nu te uita! De ce? E sânge! Sânge? De unde sânge? Că l-au lovit! Cum adică l-au lovit? Mă, nu te uita! Ah, adică tu ai voie să te uiți și eu nu? Bine, mă, poftim, uite-te, te rog, uite-te! Mă uit! Da, tu ai mai văzut vreun mort până acum? Am văzut. Unde? Dar nu minți de data asta. Un bărbat a fost lovit de un țurțuri. Altuia i s-a făcut rău la McDonald's. Unei femei s-a făcut rău în metrou. În general sunt mulți. Da? Da. Iar eu e pentru prima dată când văd pe viu mort. Bă, și nu ți-e frică? Deloc. Stă în legea lui. Ascultă. Dar tu mă mai iubești? Cine, eu? Doar nu el. Bineînțeles că te iubesc. Dar de ce mă întrebi asta cu noaptea campă? Dar nu o să mă întrebe asta toată ziua, nu? Dar de ce nu? Cum adică de ce nu? Mă iubești sau nu mă iubești? A, mă, de parcă n-ai ști, mă, pe bune! Nu știu, na! Frumoasă! Ai! Deșteaptă! Ai! Poți să-ți văd și o lenjeria, ha? Bă, și dacă ăsta-i viu? Auzi, poate să-i dăm un paracetamol, mai am vreo două pastile la viu. Nu, nu, hai să sună la ambulanță, dă. Nu, nu suna. De ce? Dacă vor veni și vor spune că tu l-ai lovit. Adică? Adică știi tu, ei vor veni, te vor băga la închisoare și acolo vei deveni. Ce? Știi tu. Ce? Ce făbuni? Ai fost martoră, mă! Ai văzut și tu că nici măcar nu l-am atins! Da, eu am văzut, dar dacă ei vor veni și vor spune că tu l-ai lovit și vor încerca să mă convingă și eu îi voi crede! Așa și? Așa și? Fie, hai să mergem! Ne-am rătăcit pe drumul ăsta. Unde dracu și restauratul ăla de... De dimineață ne-am rătăcit de coloană. Mame, vine, se împuște. Așa, și cine-i de vină? Că doar n-am ales eu localul ăla, nu? Păi da, mă! 800 de invitați? Nu știam că e atâtea cunoștințe și prieteni. Am. Ascultă. Poate... să dansăm? Ce să dansăm? Mamă, lasă! Zveta, n-am chef! Prostule! Zveta, stai, Zveta! Zveta! Thank you.
drăcie. Nu l-am observat. Oh, îngrozitor. Ce e de făcut acum? Nu știu. Du-te și verifică, poate mai trăiește. Dar cum? Cum vrei să mă duc? Verifică-i ochii, inima, dacă mai respiră sau nu, fă și tu ceva. Parcă nu. E sigur? Nu știu. Mă, l-a omorât mortal. Pe bune râzi acum? Omorul e întotdeauna mortal, de parcă ai putea să-l omori altfel. Bă, ție se poate întâmpla orice, așa ești tu croit. Dar cum sunt eu croit? Ție se poate întâmpla orice, față de restul oamenilor normali. Vrei să spui că l-am lovit intenționat? Nu știu. Ce nu știi? Le-ai promis copilor că îi duci la pescuit. Și când în sfârșit ne-am adunat, ne-am pornit și mergem, tu ce faci? Te rătăcești în 3 metri pătrați. Nici măcar lacul nu ești în stare să-l găsești. La ce ți-a trebuit ție lac când avem lângă casă un râu? Eu nu știu. Acolo nu e pește. Și nu e pește, nu e important decât familia? Da! Poftim. De mult vreau să aud asta. Uite că ai auzit, e bine acum? Și după vorbele astea, tu mai vrei al treilea copil? Eu? Tu mi-ai rost urechile. Băie, ce fetiță avem, ne trebuie al treilea. Bă, om de nimic ce ești! Niciodată nu ți-ai respectat cuvântul și ai mințit și în privința lucrurilor mărunte. Le-ai promis copilor glob pământesc? Da, le-ai promis! Și unde e? Că nu e! Te-ai promis copilor că te lași de fumat? Da, le-ai promis și fumezi în continuu ca un animal. Măcar o să mă bage la închisoare și o să scap de tine. Și de copii nici măcar nu-ți pasă, te iubești doar pe tine însuți. Uite, e viu! Parcă vrea să zică ceva. Parcă se roagă. Nu, parcă plânge. Păi, fără lacrimi? Uite, are aripi. La ce-i trebuie aripile? E înger. Ai nebunit? Ce să caute un înger aici? Sună mai repede la salvare. E zonă fără semnal. Mă sună odată! Ți-am zis, e zonă fără semnal. Hai să-l băgăm în mașină. Și lângă copii! Mai murdărești tapițeria degeaba! În cazul că asta e bine să-l lași așa nemișcat! În cazul ăsta plecăm? Da, plecăm. Și pe el lăsăm? Îl lăsăm. Bine, dar când ajungem în oraș sunăm. Da, neapărat. Hai. Nu! Fiecare tură. Cum că eu sunt doctor? Eu l-am omorât!
Da, poate nu-i mor, domnișoară! Liniștește-te și nu mai urla așa! Mare doctor și ăsta! Domnișoară, vă rog, verificați-l ce are! Fractură de craniu. Aoleu! Claviculă ruptă. Întorsă, umăr. Și probabil cutie toracică traumată. Ochii sunt poziționați conform axului. E șoc traumatic. Dar de fapt, cred că e în comă. Gradul 4. Bine l-ai mai aranjat, doctore. Nu, trebuie să-l ducem imediat, Unde să-l duci, mă, la județeanul vor salva? Îl ducem la municipal atunci. Acolo nu primesc pe nimeni fără poliție. La regional atunci. Nu ne ajunge benzina până acolo și așa am depășit limita luna asta. Păi și atunci unde îl ducem, domnișoară? Nu-l ducem nicăieri. Îl operăm aici. Cum să-l operăm aici? Liniștește-te, sunt asistentă pe ambulanță de 5 ani de zile. Știu ce am de făcut. Mișc odată și adun instrumentele. Las-o dracu, mă, că ăsta nu-i om. Ce-ați spus? Ăsta nu-i om. E degenerat. Doamne, așa ceva n-am văzut în viața mea. Ăsta-i porc. Porc? Porc cu aripi. Porc cu aripi? Mutant cromozomial. Mutant cromozomial. Trebuie să-l luăm acasă. Păi unde să-l iei, mă? Bă, are virusul. Gripe averiu, nu vezi care aripi? Aoleu, are virusul. Mare păcat, domnișoară, că trebuie să-l lăsăm aici. N-are nimic, mă, vom mai trage o țigară și până dimineață vine veterinarul să-l ia. Hai odată să mergem. Bă, ce te tot holbezi așa, virusologule? Mișcă odată! Ați auzit? Parcă a șopti ceva. A șopti pe dracu, mișcă odată. Să mergem odată! Am impresia că am mai trecut pe aici. Stai liniștită. Mă odihnesc puțin și mergem mai departe. Stai aici.
în tine să mă mir cum te poți tu să conduci. Simțind. Un orb la volan într-o chipare atenției și auzului. Ți-e frică să mergi cu mine? Dimpotrivă, sunt foarte liniștită. Ar trebui să ții și tu carnet. Eu n-am să pot să conduc. Zâmbești? Da. Ești fericită? Da. Deși vocea ta nu sună prea veselă. Mi-e frică pentru copilul nostru. Mă tem că și el s-a născut orb. Dar doctorii ce spun? Nici ei nu văd. Și ei sunt orbi. Dar de ce tace copilul tot timpul? Poate că e mort. Nu e mort. Face pipi, face caca, asta înseamnă că e viu. Să știi că nu e chiar atât de rău să fii orb. Bunicul, bunica, mama, tata, fratele meu, sora mea, toți sunt orbi ca și mine. Și trăim foarte fericiți. Important este să ne ascultăm unul pe celălalt. Dar tu visezi? Bineînțeles. Am avut azi noapte un vis. Ne plimbam și deodată ai întâlnit un înger. Și l-ai îmbrățișat și ți-a revenit vederea. E straniu, nu? Oare ce se însemne asta? Se va schimba timpul. Hai să mergem. Ei, trecie, ăsta de unde mai apărută? E întuneric. E viu? E viu, slavă Domnului. Uite și tu. Ca să vezi, ai lovit un înger. Nu e înger, dragă. E un bolnav psihic care și-a lipit niște aripioare. Dar poate fi vreunul din ai noștri. Nu, ăsta nu seamănă cu un artist. Sună la salvare.
zonă fără semnal. Auzi? Dar dacă totuși e înger? Tu vorbești serios? Da. E un bolnav psihic. Și dacă totuși... Nu există dacă. Și dacă e înger? Tu glumești? Nu. Să-l verificăm după metoda lui Stanislavski? Hm? Va zbura? Nu. Dacă e înger, va erupe ca o rachetă! Hai, ia-l de picioare, vedem dacă o să zboare. 3, 2, 1 și... Ți-am spus, dragă, ăsta a fugit de la spitalul de nebuni. S-a văzut din prima. Vei avea neplăceri? Și dacă e mort? Se face teatru de amator și în închisoare. Ce vrei să spui cu asta? Atâta doar că dacă te vor închide pe tine, vor trebui să închide și pe ceilalți actori, inclusiv Maria Antonovna. Păi da, da, ei vor veni după mine pentru că mă iubesc foarte mult. Dar tu? Eu sunt compozitor, n-am nicio treabă. Da, dar tu scrii muzică pentru spectacolele mele! Și? Muzica e altceva, muzica e separată de restul. Da, să înțeleg că vei fi primul șobolan care va părăsi corabia? Eu nu sunt șobolan. Sunt compozitor, da? Știi ceva? Din prima mi-am dat seama că mă vei trăda. Ești un jeg! Un căcat, nu om. Mare prieten, ce să spun. Bă, tu ești un șec și spectacolele tale de tot căcatul. Eu îți drogă și de ce ai tăcut în tot acest timp, a? Bă, tu trebuie să realizezi că viața ta a trecut și a trecut într-un mod inutil, prostește și fără talent. Auzi, dragă, dar de unde mi-ai scos și monologul ăsta, a? Ca să știi și tu, în ceea ce crede omul, aia îi se va îndeplini, da? Dacă crede în rai, va fi rai. Dacă crede în iad, va fi iad. Dacă nu crede nimic, nimic va fi! Și sufletul? Ce cu sufletul? Ce cu sufletul? Vezi tu pe aici un suflet? Uite, ca să știi și tu, de când vorbim, ăsta milito. Și vezi pe aici un suflet care să putească prin aer? Știi ceva? Tu când începi să vorbești chestii de genul, devii... Banală. Viața e făcută să fie dură. Nu există minuni. Am senzația că am fost păcălit. Mi s-a vândut un bilet la un spectacol prost și plictisitor și nu am ce face. Nu e nimic de făcut. Fraților! Asta să fie viață, fraților! A? Ce-i asta? Încerc să găsesc tema fericirii. Bravo! În sfârșit, am găsit finalul premierei mele. Hai să mergem, te rog. Cum să mergem, mă, și cu asta ce faci? Lasă-mă aici. Hai. Yeah.
boss. Mă? Eu vire stânga și el stânga. Eu dreapta și el dreapta. După bubuitura, după a sări pe capotă, pe roți, pe... Ce dracu a fost asta, mă? Un om. Cum să fie, mă, om? Tu n-ai văzut că zbura? Zbura spre noi. Atunci o fi pasăre. Pasăre așa mare, a? Și cu chip de om. Da, ce căcat. Nici n-am apucat să mă bucur de ea, abia am cumpărat-o. Fără-i spatele, Evgenia de Vici. Și pe capotă e o fisură. Bunica mea, ce s-a transformat, bă, nu era momentul, nu era momentul, bă, nu era momentul. Trebuie sunat asiguratorul, mă. Cartea lui de vizită e în torpedo. Ei, cine sunteți? Ce făceați aici pe drum? Numai să nu spuneți că erați pe aici să adunați ciuperci sau ceva. Ce făceați aici pe drum? Repet întrebarea. Ce făceați aici pe drum? Răspunde, porcule, n-auzi? Porc nenorocit, mi-ai distrus mașina! Boschetarule care ești, vino să vezi ce ai făcut! Vino, vino să vezi când îți zic! Tu râzi, hă? Ție ți-o fi vesel, cred că, hă? Boschetarule, te-ai îmbătat, ești vlumbețiv! Bă, bă, nenorocită, vino să vezi ce ai făcut, mă! Vino să vezi ce mi-ai făcut la mașină, nenorocitule! Bă! Și Boschi e tare învățat să zboare, mă. Lev Ghenadevici, l-ați omorât. Cum să-l omor, mă, ce ai? Păi nu mai respiră și nici puls nu are. Crezi, mă, ziua asta de luni, băi, luni. E de înțeles. Nu știu ce-i cu mine, mă, cred că s-a obosit. E de înțeles. 10 ani fără concediu. Într-o agitație permanentă. Campanie electorale, alegeri. Alegeri, campanie electorale. A trebuit să plecați undeva la odihnă. A fost ormea nu de mult în Turcia. A fost foarte frumos. Plajă, bufet, suedez, topogane cu apă. Topogane cu apă, zice? Cu apă. Zbor prin ele. Ce mă fac cu asta? Ce mă fac? Nimic.
Trebuie chemat asiguratorul. Cum adică, mă? Să vină să zică că l-am lovit cu mașina și abia după aia l-am omorât cu mâinile mele, nu? Chiar dacă e boschetar conform Constituției, e și el alegător. Și are și el dobitocul dreptul la viață. Dar l-ai verificat, e mort, sigur? Mort. Hai, și câți bani am băgat și în asigurare? Lev Ghenadevici, am o idee. Ce idee ai tu, mai tu idee? Să-l luăm și să-l aruncăm. Unde dracu să-l aruncăm? Acolo, peste drum. Ar trebui ascuns în așa fel încât să nu-l găsească asiguratorul. Sigur că da. Lev Ghenadevici, dumneavoastră, apucați-l de picioare. Ce faceți? Nu veniți? Liușa? Da? Carol, tu singur. Singur? Da, mă, singur, am zis el. De ce singur? Bă, Liușa, mie nu-mi plac morții, mă. Dar cui îi plac? Haideți, apucați-l. Nu, m-am zis că nu-l car. Lev Ghenadevici, astea sunt fleacuri, apucați-l. Nu, nu vreau. Carol singur. Eu pot să-l car singur, că nu-mi e greu. Dar dumneavoastră de ce nu vreți? Nu vreau pentru că nu vreau. Da, asta e. Hai, îl iei, îl car și gata. Hai, că nu-i mare lucru. Te aștept. Ce faci, mă? De ce stai? Nu-l car singur. Bă, da-l car, că așa ți-am zis. Bă, tu nu înțelegi că asta e datoria ta, mă? Lev Ghenadevici, datoria mea este să vă păzesc. Nici de cum să car cadavre după dumneavoastră. Cum adică după mine? Dar de ce după mine? Poate după tine. E al dumneavoastră. Dumneavoastră l-ați omorât. Eu l-am omorât. De unde mi-ai scos-o, mă, și pe asta? Eu... Am văzut. Ce-ai zis, mă? Ce-ai zis, mă? Bă, nenorocitule! Bă, te concediez, mă! Concediați-mă! Doar că eu am văzut. Da? Bine, mă, bine. Știi cum facem? Îl iei, îl duci și treaba e gata. Hai că întârziem la avion. Hai, mai repede. Vă bate joc de mine? Bă, tu nu înțelegi. Bine, mă, bine, Liuș, bine. Știi ceva? O faci de dragul meu, Liușa. De cât timp ne cunoaștem noi. Și știi ceva? Pentru asta te și plătesc în plus. Cât? Dragă, dar ce-ți mai plac banii? Uite, pe ăștia să tăi. Da. Ce e asta? Cum ce-i asta, mă? Mălai, ce-i? E puțin? Dumneavoastră cum credeți? Bine, mă, na. Una. Două. Știa. Uite, ia. L-aș fi cărat eu, dar nu vreau să murdăresc costumul ăsta. Știi, mâine am consfătuirea aia la Kremlin și... Na. Nu. Ce, mă, tot puțin e? Ia-i. Ia-i și pe ăștia. Ia-i pe toți. Na, uite, ia-i de pe el. Tu puțin, a? Bă, dar tu te-ai obrăznicit de tot, mă? Zi, hai, zi ce vrei, hai, zi acum. Mașina. Ce mașină, mă? Aia. Cum, mă, mașina asta? Bă, tu știi cât am dat eu pe mașina asta, mă? Bă, plus creditul, plus asigurarea. Bă, tu dacă ai muncit toată viața, mă, nu ți-ai permite să-ți iei așa mașină, mă? Și pentru ce, a? Pentru ce? Ca să muți sacul ăsta de căcat 3 metri mai încolo, hă? Pentru asta? Bă, ești ridicol! Bă, ești ridicol, mă! E ridicol! Niște ani buni de detenție. Dacă transpiră ceva, eu voi fi tras la răspundere. Cine l-a ascuns, ăla l-a și ucis. Știți să ieșiți basma curată, cunosc eu treburile astea. Hai, mă, nu mai
exagera. Eu aștept aici, iar dumneavoastră rumegați. Dar mai rapid ca să nu pierdem avionul. Bine, mă. Fie. Ai câștigat. Mașina ta. Cheile. Topogane cu apă, zice. Cu apă. Te așezi în jet și zbori. Doar să te așezi cu picioarele înainte. Altfel se pot întâmpla accidente mortale. Dragul meu, eu sunt în jetul ăsta de peste 10 ani. Sus, jos. Jos, sus. Pasăre nenorocită! Ce l-am lovit! Liniștiți-vă, n-aveți voie să vă enervați. Nu mă enervez, dar pur și simplu nu-mi place, că volanul mi-a pasă burta. Eu v-am propus să conduc eu. Ca ce chestie? Că mașina mea nu e a dumneavoastră. Da, dar acum nu sunteți în condiția în care să o conduceți. Ar fi de preferat. Trebuie să facem ceva. Să mergem. Ce simplu e pentru dumneavoastră, nu-i așa? Iar dumneavoastră vă place să complicați lucrurile. Umbla pe unde nu trebuie. Nu trebuie să vă enervați. Nu mă enervez, dar el a fost de vină. Bineînțeles. Nu sunteți de acord? Sunt de acord. Și știi ce? Cred că ar trebui să-ți iei vitaminele. Nu, gata, m-am săturat, le iau din două în două ore. Trebuie. Nu, am zis, nu. Sunteți obligată. Mă piș. Ai să iei exact atâtea câte trebuie. Ți-e clar? Ele întăresc oasele bazinului tău și ale copilului. Va trebui să-mi cumpărați o mașină nouă. Asta nu-ți mai place? Mi-a buțit ăsta fața mașinii cu căpățâna lui. Fie. Să mergem. Vreau una mai scumpă, să știi. Mi-ați promis că veți fi generoasă și acum vă zgârciți. Mai scumpă. Și mai ce? Deocamdată atât. Bine, să mergem odată. Cum adică să mergem și el? Ce-i cu el? Uite, șoptește ceva. Perfect, până și aripi se aduc din China. Să mergem odată! Cum adică să mergem? Sunteți o persoană atât de corectă, atât de cinstită. Și pe ăsta lăsăm acum aici? Și ce propui? Să chemăm ambulanța, poliția. Ca să te ia, proastă mai poți fi. Dar ce să mai ia pe mine? Pe dumneavoastră. Dar tu l-ai lovit. Da, dar dumneavoastră veți sta la răcoare. Doar aveți nevoie de copil, nu? Da, chiar i-ați găsit un nume? Da. Care? Nu e treaba ta. Cum adică nu e treaba mea? Eu sunt mama. Nu, draga mea, tu nu ești mama. Tu ești doar producătoarea. Eu sunt mama, eu te plătesc. Și dacă mă răzgândesc? Nu ai cum să te răzgândești. Avem un contract semnat. Avansul e mașina și apartamentul la semnare renunțului. Mie acum îmi trebuie apartamentul. Și dacă naști un monstru? Nu te zgârci și nu o să nasc. Nu mă zgârcesc, dar știi ce? Cred că ți-am creat toate condițiile ideale să-mi naști un copil sănătos. Mă piși! Poți să mai nasc 100! Îl ducem acum la spital.
Pentru ce? Că trebuie ajutat! Oricum va muri peste vreo 10 minute. Dacă lăsăm aici, mă va pedepsi Dumnezeu. Nu. Ba da. Ba da, mă va pedepsi. Bă, liniștește-te, tu nu-i trebuie și lui Dumnezeu. Ba da. Ba da, și mă va pedepsi. Și o să nasc un monstru. Și o să mor. Și o să... Nu! Dar acum trebuie să asculți de mine. Ți-e clar? Ce e? Ce e? O să am o vânătaie. N-am vrut, pe bune, iartă-mă, n-am să mai fac. Mare patroană, ce să zic? 3 restaurante, 2 magazine și niște stare să naști un copil! Ia mai, du-te! Ce mai e? Liniștește-te! Liniștește-te, zic! O să nasc un monstru! Liniștește-te, respiră! Respiră, sunt contracțiile obișnuite! Respiră! Ți-am zis să respiri! Apartamentul la semnarea renunțului! Respiră! Să mergem, hai! Hai! Presupun că toată comedia asta s-a terminat. Diavolul cu siguranță s-a distrat. În ceea ce ne privește, iarăși am pierdut. Nimeni nu m-a salvat. Nimeni! A avut dreptate. Deși pierzi socoteala dacă încep să-i numeri. Ar trebui să mai spun ceva? De fapt, ce ar fi aici de spus? Oamenii au fost dintotdeauna o cauză pierdută pentru el. De-aia ne-a și propus să-i nimicim pe toți. Atâta bătaie de cap cu ei și nu primești nimic în schimb. Deși, dacă stăm să ne gândim, acum 2000 de ani,
pe drumul ăsta nu s-a oprit chiar nimeni. Și totuși... Totuși... Ce drăguți sunt oamenii și... Ce naivi. Se duc undeva, se agită, se grăbesc, iar acolo, la intersecție, pe toți îi așteaptă o surpriză. Ei nici nu știu că acolo e de fapt o prăpastie, un abis. Și dacă pici, pici de tot, fără să te mai oprești. Acolo vrea să mergem diavolul, acolo jos. Să cercetăm mai amănunțit aceste suflete decăzute. Cel de sus vrea totuși să rămână aici. De ce? De ce? Încă mai așteptăm ziua judecății? O analiză rațională ne spune că ar trebui să încheiem această comedie, să o terminăm odată cu oamenii. Dar noi vom continua. Poate că printre ei se va găsi măcar un singur om.